oameni de business, prieteni care au fost întotdeauna alături de noi. Salut pe această cale cei care au venit ulterior, salut pe televiziunea, care este astăzi alături de noi, în această zi de întâiri. Am întrebat dimineață copiii ce semnificație au pentru ei ziua de întâiri. Și mi-au zis, e ziua copilului, simplu. Și cum vrei tu să fie această zi? Plină de bucurie, să petrece. Ceea ce noi am încercat astăzi, să inaugurăm acest spațiu de joacă, am zis eu, mica grădină fermecată, este ca o completare a spațiului nostru de spital, pentru că în psihiatrie, pe lângă tratamentul farmacologic, e important și terapia complementară. Ludoterapie, meloterapie, ergoterapie, arterapie, lucruri pe care copiii le fac, jocul este cea mai simplă formă de terapie. Priviți-vă copiii, observați în jocul și veți vedea uneori dacă ascunde tensiuni, dacă ascunde probleme, cum va încerca prin intermediul jocului să rezolve. Acest lucru am făcut și noi aici, am încercat să facem și cred că am reușit. Printr-un efort susținut de aproximativ 2 ani de zile, ne-am luptat să realizăm. Un spațiu mic, dar cei care l-au cunoscut înainte, remarcă diferența. Și atunci, grădina aceasta are și un concept unic. Probabil este singurul din Botoșani, există și ne-am inspirat de la grădina botanică din Galați, așa numita alee terapeutică, terapia picioarelor desculțe, care e o experiență senzorială deosebită prin încercarea diverselor texturi. Această alee terapeutică, care conține petriș, pietre de râu, cărămidă, iarbă, coruri de braz, nisip, scoarță de copac, pâni, butuci, permite copilului să, prin simțul kinestezic, să simtă aceste texturi. Este o metodă de reflexoterapie naturală. Desculț va experimenta aceste simțuri. Această alee terapeutică, pe care noi o vedem ca o terapie complementară în ședințe individuale de 15 minute, va permite copilului să aibă parte de o terapie și o stimulare neuro-senzorială deosebită, ceea ce face parte din dezvoltarea copilului normală. Alea noastră terapeutică am gândit-o în combinație cu o grădină verticală. O grădină verticală cu diverse plante aromatice, mentă, usuioc, iasomie, lavandă și boțica cuculei. Totul este interacțiune cu natura. Ne bucurăm că ploaia de ieri ne-a udat grădina. Ne bucurăm că soarele de astăzi ne permite să fim aici și să ne bucurăm de acest spațiu minunat. Aceste plante aromatice, vedeți că au scris ce este, un semn de întrebare, copilul poate să miroase, deci este simțul olfactiv, e o cumul de simțuri, simțul tactil, olfactiv, vizual. Totul este culoare, totul este formă, totul este joacă. Acest spațiu sper să fie utilizat de pacienții de pe compartimentul de psihiatrie pediatrică ca o completare a terapiei farmacologice pe care noi o facem. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne bucurăm că avem atât prieteni.